Este așadar o certitudine. Autoritățile bâșbâie în căutarea celor aflați în pericol de moarte, pentru că nici în 2019 statul român nu este capabil să-i găsească în timp util. Sistemul folosit este depășit și ineficient, scrie Negru pe Alb în rapoartele oficialilor, care ar fi putut să modernizeze localizarea dacă ar fi vrut. În timp ce reprezentanții Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații, TAC, șeful Serviciului de Telecomunicații Speciale, și-a anunțat astăzi demisia. Doar reprezentanții STS s-au prezentat astăzi la audierile începute de Comisia Parlamentară de Apărare, deși fuseseră chemați și ministrul de interne și șefii poliției. În acest moment, în România se folosește metoda de localizare Cell ID, o metodă atât de învechită și inexactă încât poate oferi o rază de căutare chiar și de 35 de kilometri. Închipuiți-vă că ar trebui să căutăm o persoană aflată în pericol de aici, din București, până în Snagov. În schimb, sistemul AML, Advanced Mobile Location, poate reduce raza de căutare până la, atenție, 5-10 metri și este folosită deja sau în curs de implementare în 10 țări europene. În cazul Alexandrei, primul apel la 112 a localizat-o la limita inferioară a unei raze de 10 km, la fel și al treilea apel. La al doilea însă, Alexandra era mult în afara zonei în care se presupunea că este. Iar această informație aproximativă le-ar fi parvenit celor care ar fi trebuit să o salveze abia după o oră. Polițistul care ar fi preluat apelul 112 nu ar fi știut pe ce buton să apese ca să vadă hărțile de localizare. Am ascultat acele convorbiri între victimă și operatori. Vă spun un singur lucru, este răvășitor, este pur și simplu devastator. Și personal, dar cred că și colegii mei, suntem foarte dezamăgiți. A așteptat o oră și 4 minute până să se gândească să deschidă aplicația de localizare. După ce a deschis-o prima oară în ziua respectivă și a dat seama că habar n-are să lucreze cu ea, a sunat înapoi la 112. Cel de la 112 a stat 10 minute pe telefon cu polițistul să-l învețe cum să se uite pe calculator. După ce au terminat convorbirea, a sunat încă de 2 ori polițistul la 112 să întrebe din nou cum se apasă pe buton. Revoltător este faptul că am fi putut beneficia de sisteme mai performante, spun reprezentanții STS, singurii care s-au prezentat astăzi la Comisia de Apărare din Camera Deputaților, ca să dea explicații. S-a confirmat împreună cu operatorii că sistemul poate primi informații de localizare în standard AML. Le-ar fi transmis și celor de la ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, încă de anul trecut, că pot prelua și transmite date în sistem AML. Doar că ANCOM, care ar fi trebuit să asigure implementarea sistemului, n-ar fi avut nicio reacție. Iar acum, în situație de criză, reprezentanții instituției ne-au transmis că ne vor da lămuriri doar în termenul în care îi obligă legea. Nu este poate măsură perfectă, da, pentru că condiționează să ai aplicația, dar este o măsură care poate să fie de ajutor pentru foarte mulți oameni care au smartphone-uri până se intră cu sistemul AML în cel mai scurt timp. Până atunci, autoritățile ne recomandă să ne instalăm pe telefon aplicația Apel 112, o aplicație care însă nu oferă garanții de niciun fel, nu garantează funcționarea neîntreruptă sau fără erori și nu este destinată pentru folosire în situații în care erori de funcționare sau inexactități de conținut, de date sau informații furnizate de către aplicație pot conduce la moartea, rănirea sau distrugerea proprietății utilizatorului. Dar cu toți acești nu, oficialii susțin că este cea mai bună metodă. Aplicația este făcută astfel încât ea să funcționeze optim. Normal că 100% garanție absolut nimeni nu dă nicăieri în lume pe nicio aplicație. Variantele performante de localizare funcționează însă doar pe telefoanele inteligente. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.